jucat fotbal cu un fotbalist care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cum zice. Cu Hagi, cu atâția fotbaliști, nu știu. Plecat de la Pitești, de aici. Nu știu, l-am văzut, cred că acum vreun an. Pe aici, acum, crede, de atunci ai venit. Băiat tânăr, cum zice, e până în câți are? Și vreo 56 de ani, din câte suport știu eu. Bine, asta este. Păi mai jucăm pe la pariuri cu el pe aici, pe Craiovi. Era băie cu minte, nu? La vârsta lui acum a rămas surprins eu dimineață când mi-a spus băiatul. Asta este. Atât, ce să spun. L-am admirat pe teren. E singurul piteștean care a ridicat Cupa Campionilor în brațe. Nu? Asta e. Dumnezeu să-l ierte. Mulțumim. Vă dați seama, nici n-am coborât din casă. Din motivul ăsta, pentru că nu știu dacă există vreun cuvânt să se exprime durerea. Deci e o durere extraordinară pentru noi, foștii colegi, și mai ales pentru mine, un vecin extraordinar. Ultima dată când ați vorbit cu Ilie? Ieri l-am văzut, fuma o țigară, ne-am salutat și atât. Era pe balcon. Ați mai vorbit despre FC Argeș? Nu, când ne întâlneam vorbeam diverse, bineînțeles și de FC Argeș, mai ales că eu sunt tot aici la FC Argeș cu sufletul și cu gândul și cu munca. El îmi spunea că e foarte bine, să simțea bine, nu pot să-mi dau seama din ce cauză dintr-o dată acest moment. Groaznic, tragedie, ca să spun așa. Tragic. L-am văzut ieri, ieri sau alaltă, l-am văzut, venea din oraș încoa. Dar nu s-a observat nimic la el deosebit, așa ceva. N-a rămas surprins când am auzit așa. Da. Nu arăta de asemenea ca și cum i-a fi rău sau să simt? Nu, ceva. Nu, normal, cum îl vedeam mereu, că stau pe partea cealaltă în blocul ăsta. Și îl vedeam trecând, venind, ducându-se încolo în oraș. Așa. Nimic n-am observat la el și chiar eram prieten cu el, chiar vorbeam cu el. Nu l-ați văzut cumva? Nu, bătut, nu, nu a bătut, nu sub influența alcool. Nici eu n-am observat nimic la el. Pare rău. Am primit mesaj de la un prieten polițist că a murit în somn, Ilie Bărbulescu. Ultima dată cu Ilie când ați vorbit? Alaltăieri. Și cum era? Foarte bine, cum era de obicei, voios, cu zâmbetul pe buze, pus pe glume. Ați mai depunat ceva amintiri? Întotdeauna depuneam amintiri cu dumnealui când mă întâlneam. Păcat. Păcat, o veste tragică, din păcate, campionii ne părăsesc parcă prea repede și prea ușor. Nu am cuvinte, nici nu știu ce să spun acum în aceste momente. Un fost coleg de-al meu și un prieten cu care am petrecut foarte mult timp, începând de la junior, continuând cu perioada la FC Argeș cu câștigarea campionatului. Am fost chiar în armată împreună. Nu știu ce să vă mai spun. Îmi pare rău, condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l ierte. Ce amintire veselă vă leagă? Ce amintire veselă? Nu mai mă gândesc eu la amintire veselă acum. Mă gândesc că a plecat prea devreme dintre noi și ușor, ușor se subțiază rândurile. Dumnezeu să-l ierte. Mă scuzați. Hai să vedem dacă îl e deschis aia cu când sunt campion, dacă îl reperăm pe ăla. El era și consilier local. Acum nu știu.